Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu a organizat astăzi la sediul Inspectoratului de Poliție o dezbatere pe tema incriminării faptelor de corupție în noua legislație penală. La activitate au participat 137 de polițiști de la structurile de ordine publică din municipiu și din mediul rural, dar și cadre de conducere. Plecând de la buna colaborare existentă între cele două structuri teritoriale ale MAI, s-a luat inițiativa organizării și desfășurării unei sesiuni de dezbatere pe probleme profesionale, al cărei obiectiv a fost în primul rând prezentarea noilor reglementări în materie, a aspectelor de procedură penală, dar și a identificării dificultăților survenite în activitatea curentă, în paralel cu prezentarea exemplelor de bună practică și a cazurilor semnificative soluționate la nivelul anului 2013 de către Direcția Generală Anticorupție. O schimbare importantă din noul cod penal intrat în vigoare la 1 februarie este reducerea pedepselor pentru faptele de corupție. Luarea de mită, de exemplu, este sancționată cu pedeapsă cuprinsă între 3 și 10 ani de închisoare, în timp ce în vechea lege pedeapsa era de până la 15 ani. În schimb, crește pedeapsa maximă prevăzută pentru darea de mită, de la 5 la 7 ani. Conducerea celor două instituții consideră că organizarea acestor tipuri de întâlniri și discuții profesionale eficientizează și consolidează capacitatea de acțiune în domeniul prevenirii și combaterii corupției în spiritul Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015.